Bună seara, stimați telespectatori, din nou la Oameni și Destine. Invitatul nostru din această seară s-a născut acum 77 de ani în Bulgaria, dar nu este bulgar. În perioada când cele două județe de pe malul celălalt al Dunării, este vorba de Dorostor și Caliacra, deveniseră teritorii românești, strămoșii domniei sale au plecat din comuna Bila, sau satul Bila pe atunci, județul Vlașa, actualmente Giurgiu, în aceste locuri. Destinul însă le oferă surprize acestor oameni, de fapt nu una, mai multe. Urmașii lor, printre care și cel care este prezent în studioul nostru, sunt obligați de vremuri să se întoarcă pe malul stâng al Dunării, în Dobrogea, în comuna Ostrov, după care, odată cu încheierea cataclismului cu numărul 2, e vorba despre cel de-al doilea război mondial, se stabilesc la Giurgiu. Eram deja de acum în anul 1949, deja noul sistem politic adus de frații noștri de la Răsărit, prinsese Cheag, și vrând nevrând, invitatul nostru se va integra în mersul și canoanele noii societăți, căutând în primul rând să-și facă o meserie, și Giurgiu îi va oferi această șansă. Devine constructor de nave. Foarte mulți giurgiuveni îl cunosc destul de bine. Pensia l-a găsit tot la Giurgiu, orașul de care s-a atașat și pe care nu l-a mai părăsit. Vi-l prezentă și dumneavoastră, este vorba de domnul Ion Alexe. Bună seara, domnul Alexe. Bună seara, domnul Dundăreanu. Bună seara și dumneavoastră, stimați telespectatori giurgiuveni. Domnule Alexe, 1940, da. Anul ăsta este crucial pentru viitorul familiei dumneavoastră. Este anul când vecinii noștri își înfig fălcile în România din toate părțile. Ungaria obține Ardealul, URSS-ul pune gheara pe Basarabia, iar Bulgaria anexează Cadrilaterul, cu toate că ei ar fi vrut, de fapt, toată Dobrogea. Să începem de aici, din Bulgaria. Sau din România, nici nu mai știi cum să o pui. Bulgaria, acolo, așa. Era România. Locuiați și în acolo zona și aici. Turtucaia, nu, ca să limpezi în zona Turtucaia am locuit. Cum se derulează din acest moment viața familiei dumneavoastră? De ce părăsiți locurile în care v-ați născut? În septembrie 1949 apare decretul de plecarea etnicilor români în mod obligatoriu, în 24 de ore trebuia să părăsim Bulgaria, altfel se lăsa cu consecințe foarte grave și urma arestări masive. O singură posibilitate ca să rămâi acolo trebuia să ori român căsătorit cu bulgăroaică, ori româncă cu bulgar. Ceea ce am avut situații de genul, chiar fratele mai mare al lui tata. Și atunci... Și a rămas acolo? Au rămas acolo, chiar acolo au trăit și sunt și acum tot acolo. Bineînțeles că e bulgar Sadea, dacă îl întrebi. Bulgar Sadea, pentru că băiatul lui, fratele lui tata, poartă numele de Alexe. Iar nepoasa o cheamă Rașcu, bulgar, așa s-a chemat, Rașcu. Da. Și am plecat de acolo, n-am mai ajuns niciodată de când am plecat ca copil de acolo. Aș vrea să ajung, cel puțin cât mai am de trăit, să văd locurile natale, dacă îi mai găsi, în cercanul ăsta. Și am refugiat și ne-am oprit la Ostrov. La Ostrov am făcut școala elementară. Dar de ce nu ați revenit în locurile natale și totuși v-ați oprit la Ostrov? În mod normal, așa ar fi trebuit. Cam toți cei care am refugiat de acolo erau o parte din Dorostor și o parte din Caliacra. Cei din Caliacra erau olteni. Cei din Dorostor am fost vlășceni la origine. Și n-au vrut să vin aici, că tata s-a recăsătorit acolo, avea socri, avea cumnați, aveau toate neamurile acolo și au plecat precum cârdu de oi. Au plecat circa 50, 60, 70 de familii.
cu toate au emigrat și ne-am oprit acolo. Și mai departe v-am spus, am făcut școala acolo și în 49... Nu, ați trecut prea repede. Cum se percepea războiul de la Ostrov, care începuse ulterior, nu în 49? În perioada aia a fost o perioadă de groază. Tata a fost concentrat, fratele lui mama a plecat în război în 40 și a venit în 47 în noaptea de Sfântul Ilie fără să se știe nimic de el și apoi treceau ruși, au trecut de la Ostrov granița hotar convențional direct la cum îi spun la orașul ăla lângă Ostrov, ce direct la... Turtucaia sau? Nu, dincolo, mai jos. Uite, domnul. La bulgari? Da. Au trecut direct la ei și la Silistra. Deci, între... În Dobrogea există hotar convențional, o fâșie de pământ. De pământ. Și rușii, urmai organizați cum erau, dar luau pârjoleau tot după ei. Animale, vite, chiar și bunicilor mei le-au luat... niște cai frumoși, extraordinari, tata a luat un cal la fel și rămăsesem așa dezorientați din punct de vedere economic, nu mai se putea supraviețui și încet, încet ne-am revenit și atunci au apărut tractoarele în județ, cum de fapt și în toată țara. Și am vrut neapărat să mă duc la tractoare și tata a spus sub nicio formă. Fiind totuși tot în Ostrov. Tot în Ostrov. Aveam un văr care îi murise tata și a crescut mai mult la noi acasă, mamele surori, și a crescut mai și ăla, n-a avut nicio posibilitate, s-a dus la tractoare și vuream să mă duc la tractoare și mi-a zis mai bine te țin acasă decât tractorist. Erau niște condiții groaznice, nu vă imaginați la vremea aia. Și totuși a stat acolo până s-a terminat războiul. Până s-a terminat războiul și după război. Când în Giurgiu ajung pe 22 august în 49. Și aveți 14 ani. Aveam 14 ani și în septembrie am dat examen la școala profesională, am intrat la școala profesională și am urmat școala profesională ca ucenic strungar. La atelierele navale, cum îi spunea șantierul? La șantierul naval, șantierul PCA, tradus se zicea Porturi și Comunicații pe Apă. O să spun mai târziu. Da, aici, în momentele acestea, avem o mică povestioară. Tatăl dumneavoastră avea și el de la stat vreo 20 de pogoane. O gospodărie bună, avea toate atelajele, avea animale, avea de toate. A rămas fără ele, nu? Și atunci, cum județul Constanța a fost... primul județ colectivizat, a fost presiune extraordinară. Inițial s-a înscris, dar când s-a trezit acolo, și-a dat seama că marea majoritate erau de aia, care nu aveau niciun fel de animale sau ce s-a retras. Nu, ei n-aveau animale, dar aveau origine sănătoasă, nu? Pe marginea șanțului. Da. Nu? Ăștia erau cei mai iubiți. Și s-a retras, după aia a fost... Eu am plecat acasă, s-a întâmplat ceva cu dumnealui și... Nu s-a desconspirat față de mine, cel puțin. Eu ajungeam numai în vacanțe când ajungeam de la școală și nici eu n-am fost interesat. Poate că vrea și jenă să-l întreb. Mama ne spunea săraca ce pățise în perioada și a fost nevoit să se întoarcă la Ceape. Unde a stat cât vorba până în 80 când a ieșit la pensie sau mai devreme, nu-mi aduc aminte. Și pe urmă s-au mutat dumnealor de acolo, s-au mutat la Mangalia cu ceilalți trei frați. Ei în Mangalia și eu la Giurgiu. Ce impresie v-a făcut Giurgiu la acea vârstă destul de tânără? Da, mi-aduc aminte, am rămas la Filaret cu tata să mâncăm la un restaurant și era pentru prima dată când beam o bere. Și a spus tata ce este asta. Era amară, nu-mi plăcea, mânca ceva. Și am plecat cu trenul de 12 de la Filaret și am ajuns în Giurgiu la două noapte. Primul lucru, când am deschis fereastra sau ușa, mi-a apărut în imagine firma Gării, care și acum este pe gar, și niciodată nu uit această frumoasă amintire.
că pentru mine a fost frumoasă faptul că n-am părăsit orașul, faptul că și m-am integrat. Soseați într-o gară printre cele mai vechi. Cele mai vechi, da. În regat, da, în România. În regat. Adică din istorie să cunoaște care a fost cea mai... care a fost prima linie, care am văzut și când a fost sărbat... Erau trăsuri, cârciumă n-aveați, cum că nu vă duceam la cârciumă. Nu mă duceam, eu am intrat în cârciumă prima dată. În cârciumă am intrat după ce m-am lăsat la vatră în 1957. Când am luat primul salariu de muncitor, care ieșise un muncitor cu o categorie bună, o să vă spun eu, și... Salariul meu când am ieșit era de 342 de lei pe lună. Primul salariu. Primul salariu. Asta adică terminați școala profesională. Școala profesională cu categoria 5-a și eram 7-8 absolvenți strungari și numai 3 înși, Florica Fiștoveanu, Nelu Băleanu și eu am terminat cu categoria 5-a. Mare categorie. Corect. Și cu salariul ăsta. Iar după ce m-am lăsat la vatră, am luat primul salariu, fiind la școala de șofer la Târgoviște, că am făcut școala de șofer, am fost șofer în armată, terminase niște fete de la comunală și erau repartizate la Târgoviște și veneau din când în când și mă vizitau. Și drept recunoștință să căsătorise una și am luat salariu, am dat o masă la restaurantul Carpați, unul mai pe vremea aia, pe gări. În Giurgiu. În Giurgiu, da. Da, asta da, da. A fost prima mea intrare într-un restaurant la 22 de ani. Da. Deci armata a fost la Craiova și ce urmează după armată? Plecați după armată, mai departe într-o școală. Deci am ieșit muncitor în 52-53, am lucrat până în 55. Am fost extraordinar de apreciat ca muncitor, vorbesc. Și după ce m-am lăsat la vatră imediat, am fost trimis de către conducerea întreprinderii la școala de maestri, ceea ce nici nu visam. N-aveam pe nimeni în Giurgiu, era o bătălie pe școala adică, de maestri. Adică, spuneți mai popular, n-aveați nicio pilă. N-aveam nicio pilă. Și ați intrat? M-a trimis la școală, am stat și m-am gândit, m-a întrebat de 3 ori, te duci, nu te duci, și mentorul meu a fost Neamarin Călugăreanu, vi l-am arătat eu în poză. El a fost omul care vedem mai a târziu, ținut foarte mult la mine. Și am plecat la școală, am dat examen la școală la Constanța, am luat examenul, am făcut 3 ani, am absolvit în 60, în iunie, la 1 iulie m-a angajat domnul director Mititelu ca maestru. Între timp, vă întemeiase și familie? Între timp, după un an de zile, aveam o prietenă, deja Dumnezeu să o odihnească că mi-a murit soția, și m-am căsătorit și venea dânsa la mine, veneam eu la Giurgiu, deci am terminat armata, școala fiind căsătorit. Dar vreau să vă spun că din 60 când m-am angajat până 90, sunt singurul maestru din șantier care n-am fost schimbat un minut din producție. Am avut ascendență de la maestru, șef de atelier, șef de... maestru principal, șef de secție, dar un minut n-am fost. Nu există așa ceva în Giurgiu. N-a existat la vremea aia. Cinste dumneavoastră. Și după asta au urmat și foarte, foarte multe satisfacții. Pe linie profesională, v-am spus, foarte apreciat și mi-a plăcut să am pretenții în primul rând de la mine și pe urmă de la ceilalți. Că dacă nu ai acest element în tine, n-ai cum să pretinzi la subaltern. Am înțeles. Să mergem puțin mai repejor, avem foarte multe de vorbit și deja s-au sunt sfert doar. Am avut 7-8 maestri în subordine și dispecerea. În ăștia 20 de ani n-am sancționat niciun om din subordine. Dar pare v-ați mai întâlnit cu dâns și m-am întâlnit și mă respectă extraordinar. Respect, asta vreau și mă apreciază extraordinar. Domnul Alexe, din 1965 să înțeleg că începe perioada de vârf a acestui șantier cu Lucian Mititelu, director general. Adică aș vrea să-mi permite să trec, vârf, să trec în revistă șantierul ăsta, șantierul naval. A apărut prima dată atelierele navale care au fost în 1907, așa cum spuneam, și s-a cumpărat o platformă
flotantă de la o societate olandeză care a fost montată după silos lângă fabrica de zahăr până în 1910. Și... Dați-mi voie, numai o secundă, vă opriți, exact știți unde v-ați oprit, da? Fiindcă avem un telefon. Da. Văd că oamenii încep să sune. Cine este domnul inginer, șef, Constantin Drosu? Drosu. Precis, de la șantierul naval. Bună seara! Da. Bună seara! Am nimerit ca nume, cred că bine, domnul Drosu, da? Repetați, vă rog, că n-am auzit. Numele dumneavoastră l-am nimerit, da? Drosu Constantin. Corect. Corect. Păi dacă tot ați intrat și vreți să vorbiți cu domnul Alexe, haideți să vă întreb eu repede la început, ca să fiu mai sigur. Ce a însemnat domnul Drosu pentru șantierul naval Giurgiu Ion Alexe de-a lungul anilor? L-ați cunoscut bine? Ați colaborat? Domnul Dândăreanu, mi-ați făcut o mare surpriză plăcută, reîntâlnirea cu fostul meu colaborator de o viață, Ion Alexe. Ne-am cunoscut în 57, când el a venit din armată, eu eram cu un an înainte angajat în șantierul naval. Sunt inginer tehnolog, specialist în mașini unelte. Colaborarea noastră a fost extraordinară și fructuoasă. Suntem amândoi din generația anilor 30-40, o generație azi în lichidare. Însă am lucrat împreună cu dânsul tot până în 90, când m-am pensionat. Colaborarea a fost extraordinar de bună, Alexe fiind unul din cei mai serioși și cei mai bine pregătiți meseriași, să spun așa, din generația lui. Este un om energic, insistent, bun organizator, îi place disciplina, ordinea, curățenia. A fost un familist convins, este și astăzi, dar nenorocirea ne-a lovit pe amândoi. Este un om de concurs, Alexe, un om de competiție, un om atent la tot ce se întâmplă în jurul lui și în special din generația lui. Domnul Drosu, dacă am înțeles bine, parcă ați spus că v-a lovit pe ambii o nenorocire. Vă referiți la dispariția șantierului? Nu, a soțiilor. A soțiilor. Bun, atunci să vă întreb eu altceva. Dumneavoastră ați avut o funcție importantă la șantierul naval Giurgiu. Părerea dumneavoastră așa, cum s-a ajuns ca acest șantier să dispară? S-a încercat măcar salvare. Un management foarte prost. Dumneavoastră ați avut funcție de inginer șef. M-am pensionat în 90. Am fost și inginerul șef cu reparațiile de nave. Dar am fost șef de CTC, șef de producție, șef organizării producției. Am avut șef de secție, chiar șeful domnului Alexe la un moment dat. Și... șantierul s-a distrus datorită unui management prost. S-a mers până acolo încât s-a falsificat bilanțurile contabile ca să arate că șantierul este un șantier rentabil, deși ei pierduse controlul manoperei și asta a condus la distrugerea șantierului. Pierzând controlul manoperei, n-au mai avut bani să termine comenzile care erau un lucru și asta a dus la faliment. N-aș vrea să vă reținem prea mult și mai avem telefoane, cred că, în această seară. O ultimă întrebare. S-a încercat totuși, din cunoștințele dumneavoastră, salvarea acestui șantier care, practic, era un pilon de bază pentru mii de familii. Eu am ieșit la pensie imediat după Revoluție, în mai 90, când șantierul încă era în productiv și era în stare economică perfectă. Fenomenul de prost management s-a produs mai târziu, adică prin anii 93-94. A fost singurul șantier naval din țară care a dat faliment. În timp ce șantierul de la Orșova, care era mult mai mic,
decât al nostru, supraviețuiește și acum. Păi da, dacă îmi permiteți, sunt 7 șantiere fluviale pe Dunăre și cel de la Giurgiu a fost primul care a dat faliment. A fost și primul și ultimul. Adică să fim și noi în față, nu în frunte, măcar o dată. La ora actuală șantierul, având un manager bun, pe domnul Mocanu, fost director al șantierului naval din Galați, l-a pus pe roate și șantierul este un șantier model pe Dunăre. Nu se face mare popularitate, dar șantierul arată într-adevăr ca un șantier de construcții nave modern. Vorbiți de shipyard, da? Utilaje de ultima generație în materie de construcții nave, lucru care noi nu l-am avut la timpul nostru. Da, așa este, corect. Revenind la prietenul dumneavoastră, domnul Ion Alexe, cum vi se pare, cum arată antinerii, nu, în ultimii ani? Cum se vede la televizor? Nu am înțeles. Cum vi se pare, domnul Alexe? Îl vedeți la televizor? Cum mi se pare, e frumos. Asta vrea să vă spun, antinerii, nu? Împlinit, arată bine. Pentru vârsta lui arată foarte bine. Aș vrea acum, la încheierea convorbirii noastre, să vă spun că am observat o chestiune. A lucrat toți anii la șantier între 1960 și 1990 cu oameni și după pensionare lucrează tot cu oameni, fiind președintele unei asociații importante, nu? Foarte, una dintre primele și mari din oraș, și mare și de proprietari de apartamente, nu? Așa să e titulatura, 402 nu? 302 apartamente. Deci nu se lasă deloc, domnul Drosu. În rest, eu vă mulțumesc pentru intervenția cu telefonul și vă dorim multă sănătate. Mai avem multe de discutat și de-aia nu mai lungim mult discuția. Cred că ar fi fost destul de importantă și interesantă, dar poate cu altă ocaziune. Oricum, mulțumim pentru telefon, domnul Drosu. Eu vă mulțumesc pentru urare și vă doresc o seară plăcută. Mulțumim. Mulțumesc frumos, domnule. Așa, acum, fiindcă suntem între noi doi, nu mai ne aude nimeni, mai știți unde a rămas? Ba da, sigur nu. Haideți să m-ați omorât. Unde a rămas? Șantierul naval după canalul Sfântul Gheorghe, care, v-am spus, a fost montat pe o platformă olandeză și acolo a stat până în 1897, când se mută în șantier. Adică a fost înființat și acolo a stat până în 1910. De fapt, în șantier era și o placardă mare când a venit noi șantierul. Suntem în zona șantierului, nu? Aici suntem în zona asta unde am intrat de sute și mii de ori în clădirea asta. Nu mai dați din casă. Nu mai spuneți că ne aud bandiții. Șantierul ăla din 1897, unde era? În 1897. A zis de canalul Sfântul Gheorghe? Canalul Sfântul Gheorghe, jos de silos, lângă fabrica de zahăr. Așa, ca să-l localizăm, mai ales pentru cei tineri. Așa. Și colegii mei de la camere nu știau unde exista acest șantier. Și producea la vremea câteva bărcuțe, era profilat pe construcții de bărci. Dar, tot din analele istoriei, în 1834 face prima navetă cu vele Marița, în 1834. Și s-a vorbit mult despre această Mariță, care îi făcuse și o machetă în șantier, cine o mai fi luat-o, nu știm. Păi și apoi, stați că ajunge și acolo, că s-a luat tot în șantier, s-a luat tot din șantier. Și pe Marița, și pe... Și pe Marița, și pe Măsa, și pe Măsa, și pe Doamne, ferește. Stai de capul. A decapitat sfârșit, ajungem. Întreprindere, da. Ajungem și acolo. Vreau să vă întreb, ca activitate profesională dumneavoastră sunteți foarte apreciat și veți fi cooptat și în munca asta sindicală. În paranteză fie spus, sindicatul pe care ulterior dumneavoastră îl conduceți a avut un mare rol, mă refer ca sprijin, în promovarea echipei șantierului naval Giurgiu pentru prima dată în istoria fotbalului giurgiuvean în divizia B. Cu promovată de domnul director Michitelu Ion Alexe. Da. Așa, păi nu e rău să spuneți că echipa era antrenată chiar de directorul șantierului naval. Nu știu dacă s-a directorul mai pomenit în altă parte. Directorul șantierului naval Michitelu, care eu vreau să-i număr pe toți directorii pe care i-am prins eu și care i-a avut șantierul naval Giurgiu. Dar în perioada cât dumnealui a fost director, să zic așa, 8 sau 9 ani,
ca director, s-a ocupat în exclusivitate de echipa de fotbal. Echipa de fotbal a șantierului s-a antrenat și a jucat pe terenul care a fost amenajat în 1946. Corect, corect. Nu ne întindem prea mult cu fotbalul, că avem altele de vorbit. Vorbim altele de fotbal. În altă, dar legat de felul cum s-au ocupat de echipă, atâta vreau să spun, că a promovat această echipă dumnealui prin atâta din punct de vedere profesional ca director, tot la fel avea rezultate foarte bune și pe linie sportivă. Îmi pare rău că n-a putut intra în legătură directă cu domnul Lucian Mititelu, este la o vârstă apreciabilă, cred că are 83-84 de ani. 83 de ani a făcut pe 23 ianuarie. Așa, nu i-a permis efectiv să întrețină cu noi o discuție chiar și prin telefon, dar eu, din câte mi-aduc aminte, când s-au împlinit 40 de ani de la prima promovare echipei Dunărea Giurgiu, eu l-am adus de la Târgoviște. L-ați adus, eu i-am luat un interviu, o să-l dăm și noi la TV Giurgiu, cu prima ocazie, fiindcă acolo era mai tânăr cu 5-6 ani. 5-6 ani, păi. Deci, da, era cu 5 ani, da, chiar cu sigur, 5 ani. Sigur, sigur, și chiar se ținea bine. Dar un interviu interesant și chiar avem și un film cu acele momente de sărbătoare dedicate aniversării. A fost un eveniment extraordinar. Bun. V-a plăcut, nu? Absolut. Parcă eram și eu pe acolo, da, nu? Da, da. Și nu întâmplător. Nu întâmplător. Da. Domnule Alexe, vorbeați de directori. Cam câți directori s-au perindat pe la șantierul naval în perioada dumneavoastră? Vă luați hârtile? Eu am vrut să vi le ascund, dar nu am putut. Când am venit în șantier, vreau să se rețină că șantierul, când am venit eu, era format din trei instituții care s-au scindat în 52. Adică Navromul, SCN-ul și șantierul. Cu director Cristea. În 52, când s-a scindat, a plecat Navromul. Spuneți-mi pe nume câți au fost, că da. Timpul zboară. Bun. Și avem multe. Ca director a fost așa, Cristea, Ionescu Ilie, Ionescu Damian, Erceanu, Mititelu, Iancu, Nitulescu și Militarul, când am ieșit la pensie. Bun, dintre ei, pe care îl considerați cel mai bun? Sau poate au fost mai mulți? Nu aș putea, au fost mai mulți, sigur. Fiecare au avut o perioadă mai lungă sau mai scurtă, dar au prins niște etape care au contribuit extraordinar la dezvoltarea șantierului. Dar totuși sunt dintre ei mai în vârstă. Dintre ei, prima etapă de dezvoltare a fost Erceanu, care a stat 3-4 ani. Da. El a început prima etapă de dezvoltare, apoi domnul director Mititelu, care a făcut modificările esențiale în ceea ce primește organizarea atelierelor. Și mai e încă unul sau doi? Și mai este domnul director Iancu. Bun, ne oprim la domnul director Iancu, reluăm discuția, țineți minte unde ați rămas, fiindcă mă anunță colegii mei, domnul Ene Vasile este în telefon. Bună seara! Bună seara! Domnul Ene, vă uitați la televizor? Mai mă uit, da, de când. Din când în când. Seara asta nu vă uitați, nu? Nu. Nu vă uitați. Așa, să faceți bine să nu vă uitați, că îl vedeați dacă vă uitați pe domnul Alexe. Alexe, l-a vorbit mie înainte, nu? Deci vă cunoașteți bine, nu? Dumneavoastră ați fost maestru la șantierul naval, da? Da, da, da. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă doresc multă sănătate. Mulțumesc. Presupun că sunteți și pensionar acum, nu? Da. Așa. Vreau să vă întreb, domnul Ene, cum ați colaborat cu domnul Alexe și mă interesează să audă și Giurgiu Vene așa de la un om apropiat, cum a fost ca om domnul Ion Alexe. Am lucrat cu el 10 de ani, nu o lună, 20 de ani. 20 de ani? Cum să nu le înțelegem. Și eram și plângă, faptul că eram prieten bun și cum eram... V-a supărat cu ceva? V-a supărat cu ceva în ăștia 20 de ani? Nu m-a supărat. Păi, nu s-a supărat lumea înainte ca acum. Acum îi zici ceva, cum din starea zilele. Atunci, mai încet, mai resta. Păi da, stai să mă lămuresc și eu puțin. Domnul Iene, dar de ce se supără lumea acum mai des și mai mult? Ce părere aveți? Cred că marea
nenorocire neajuns. De aici pornește. Nu credeam că se supără mai mult acum, fiindcă a dispărut șantierul naval. Ce a însemnat șantierul naval Giurgiu pentru orașul Giurgiu, pentru industria țării? Era casa lor, pământul lor, de aici plecau, de aici veneau. Asta era șantierul, fabrica de zahăr și mai rând un alt problem. Asta trei întreprinderi care lucra toată lumea și avea de unde lua un ban. Și am înțeles că era o întreprindere, acest șantier, care producea, nu se juca, diferite nave. Dar ce producea? Asta vrea pentru să vă întreb. Lumea, și pentru agricultură și pentru... Și pentru afară lucram pentru... Sigur, se cunosc lucrurile astea. Pe lângă vapoare mai făceam și alte, în timp mi-aduc aminte, pentru agricultură lucram. Și o ultimă întrebare, domnul Iene. V-a ajutat vreodată domnul Alexe? Da. Era om bun la suflet. Un băiat bun. Și m-a ajutat nu odată, de mai multe ori. Noi îl avem în această seară la TV Giurgiu, televiziunea nouă care a apărut în orașul nostru, și invitatul nostru în această seară, ne pare rău că nu v-ați uitat la televizor, putea să-l deschideți, nu? Sau nu aveți televizor? Aveți televizor? Da. Și merge? Da. Trebuia să-l dați pe TV Giurgiu, să-l salutați pe domnul Ion Alexe și invers. Vasilică, ai pierdut momentul, Vasilică. Măi, Ioane, ce să fac? Dar îl găsim noi altă dată, Vasilică. Mai? Știi tu cum îl găsim noi? Știi tu cum îl găsim noi momentul? Măi, eu știu ce să aude mai așa, că eu telefonul am prin televizor. Am înțeles, aveți o inovație tehnică acolo. Oricum, domnul... Cablul care vine televizorul, vine și telefonul. Nu am fi de... Am înțeles, vin toate pe același cap. Vasilică, mulțumesc frumos, tată. Vă mulțumim mult pentru intervenția asta telefonică și sănătate multă vă dorim. Mulțumesc și eu și dumneavoastră la familie. Bună seara. Bun. Unde a rămas? Cel mai apreciat director din punctul meu de vedere. Ia spuneți, domnul Alexe. L-ați spus parcă, nu? Domnul Iancu. Domnul Iancu a avut și cea mai lungă perioadă. Domnul Iancu a avut din 1967 până în 1989, când l-a schimbat de director, din anumite considerente, că picase cuiva pe ce. Și atunci l-a schimbat în 89, deci a durat 22 de ani ca director. Nu mai intrăm în amănunte, nu? Că pierdem timpul, nu? Și să termină emisiunea, dar merita să discutăm, nu? A fost un om extraordinar. Adică cum oamenii extraordinari se dăteau după atât. Și profesional și caracter, domn. Și totuși a fost schimbat. Un bănățean extraordinar. A fost schimbat totuși. Da, a fost schimbat. Păi dacă era bun, cum l-a schimbat? Așa se mergea, da? Bun, deci cel mai bun director, încă o dată? Cel mai bun director după mine, pentru că a fost lung. Ca perioada a fost domnul director Iancu. Domnule Alexe, fiindcă sunteți cu noi aici, de-aia nu vă scap, în aceea în când dumneavoastră lucrați acolo, pentru Giurgiu, pentru giurgiuveni, șantierul ăsta naval, ce a însemnat, domnule? Domnule, șantierul naval a fost o familie și aș vrea să vă spun cu toată responsabilitatea. Șantierul naval a fost un fanion al județului sau chiar și în țară, domnule. A dat cadre pentru toate întreprinderile și la IGMUG. IGMUG s-a dezvoltat sau cu cadre de la Giurgiu, Dunăreana, ăsta, combinatul chimic. Domnul Alexe. Deci, a fost o școală de cadre. După ce s-a încheiat cu șantierul, normal că oamenii s-au dus încolo. Eu vă întreb... În perioada cât am fost eu. Deci ce însemna șantierul naval pentru Giurgiu? O școală din toate punctele de vedere, atât profesional și socială și civilizat și tot ce vreați, domnule. Mi-aduc aminte cu atâta plăcere, nu auzeai pe unul vorba, treceam eu ca șef de secție sau, și dacă mă vedea unul să scula în picioare sau unul vulgar așa în spate, nu exista. Sau...
nu știu, comportamentul meu era așa, de așa manieră. Eu am fost aproape, am fost foarte exigent cu mine, dar aproape de oameni. Aproape de oameni în interesul lor. Dar am și rezistat, să spun atâta. V-am spus, nu am fost un minut schimbat de la producție. Din câte mi-amintesc, practic, să preda ștafeta asta, nu? Din generație în generație. Din generație în generație. La șantier, nu? Oamenii. Nu ne-a școlarizat nimeni pentru a fi civilizat sau un comportament. Am preluat de la cei care am găsit noi, mai în vârstă, care ne-a format pe noi. Iar noi, la rândul nostru, am format poate câteva zeci de generații, pot să spun. Primeam de la liceu, primeam din școli profesionale și aveam și cursuri de calificare la locul de muncă. Ieșeau niște cadre extraordinare și mi-a plăcut extraordinar de mult să lucrez cu tinerii, domnule. Spre exemplu, aveam întâlnirile astea, ședințele astea de producție și mai erau de așa care arunca pe tineret. Tineretul face, tineretul nu-i bun. Și eu trăgeam concluziile. Și de multe ori le spune, hai să ne întoarcem înapoi, să ne vedem pe noi. Păi dacă le iei așa, cum o să duce? Și am căpătat o încredere în tineret extraordinar de mare. I-am format de așa manieră că mi-au mulțumit și acum îmi mulțumește. Când mă întâlnesc cu ei de multe ori, mulți nu-i mai cunosc. Și trebuie să derulez, să-mi spun, bă, stai așa că nu... Nu te mai știu după numele măcar, da. Nu vă uităm, domnule. Că spunea, zice, dumneata cunoșteai și problemele din familia noastră. Și problemele din familie, greutățile lor. Sau să nu înțeleg un om când avea anumite evenimente, botez, nuntă, știu eu, și în special la necazuri, la greutăți. Nu exista să nu-i dau drumul, deși și legea prevedea, dar îi dădeam și peste asta, fără să-l pun un minut lipsă. Aveam de câștigat pentru că aveam producție și erau momente când trebuia să rămân peste program, aveam termene. Dar nu m-a refuzat niciodată unul când am spus. Și el câștiga, că îl ponteam la ore suplimentare. Și câștiga așa. Dar niciodată nu m-a refuzat. Avem o fotografie în spate, unde cred că e și domnul director Iancu, nu? În partea stângă, dumneavoastră sunteți în picioare. Da. Da? Acum o să vede mai bine, da? Adică vreau să fie și un omagiu pentru directorul Iancu, care într-adevăr da, a plecat dintre noi, da, rămânând cu această aureolă de cel mai bun director al șantierului naval Giurgiu. Nu mă văd pe mine, dar... Dumneavoastră sunteți în picioare, în stânga de tot. Eram președintele sindicatului și se purta la vremea aia, ieșeau din întreprinderi, domnule, și îi felicitau, le strângeam mâna, erau atenți cu vorba pensionarii care munceau o viață întreagă și mă duc și îi spun, domnule, nu-i frumos, domnule, nu-i păcat să nu-i sărbătorim. Și era a doua generație când ieșeau vreo patru coloși. Da, am așa. O să înființați un sindicat al pensionarilor după 90, dar mai avem până acolo. Da. Și atunci eu am organizat o întâlnire, fiecare, am înțeles. Pentru fiecare pensionar care a ieșit de acum încolo... Ce le-ați dat, vreun vapor, ceva? Nu, le dedeam câte 1000 de lei, la vremea erau bani. Câte un salariu, de lei. Cam așa, nu? Da, aproape un salariu. Și eu acolo, dacă mă vedeți, le făceam câte un cadou. O cravată, o cămașă, un buchet de flori. Nu mai gata, nu mai spuneți tot. Nu spun tot, mai avem de vorbit. Ați avut ocazia să ieșiți și în afara țării, am înțeles, Belgia, Olanda, da, Luxemburg, astea erau niște țări foste partenere, nu? Foste partenere ale șantierului naval. Așa, aveți niște întâmplări pe acolo, ce ați făcut? Am vizitat acum, vorba aproape la vârsta asta, am avut prilejul să vizitez Belgia, Olanda, Germania și Luxemburg. Și în Belgia am mers la un restaurant, ăia fiind români care m-au invitat pe mine, ne-a auzit vorbind românește. Un tip bine dezvoltat, un bărbat bine, și a intrat în vorbă cu noi și zice, și eu sunt român, de unde sunt? Din Giurgiu. Zice, eu sunt din Bistrița, dar am făcut facultatea de agronomie și am făcut practică la Giurgiu. Și era în Belgia din 91, era patron la un restaurant. Deci știa de Giurgiu, nu? Deci știa de Giurgiu, orașul Giurgiu. O servire ireproșabilă când a servit, am crezut că nu se poate așa ceva. Și totuși s-a putut până la cap. Adică v-ați dat seama ce înseamnă o țară occidentală? O țară occidentală. O țară dezvoltată. Că am poate peste 100 de fotografii. Bine, dacă vă pare rău, o să vă mai duceți, nu? Sper că mă duc anul. Bun, stați să vedem ce ne spune invitatul nostru la telefon acum, care este în direct cu noi. Bună seara!
Bună seara! Colegii mă anunță, da, și eu vă recunosc după voce, domnul Sin Nicolae este la telefon. Bună seara, domnul inginer! Bună seara, domnul Dundăreanu! Îl cunoașteți pe domnul Sin? Foarte bine îl cunosc. Domnul, dar pe toată lumea cunoașteți. Și dumnealor mă cunosc pe mine. Domnul Sin, îmi pare bine să vă aud. În emisiunea noastră vorbim despre destine, după cum este și titlul emisiunii noastre. Da. A vorbit în această seară, sau o să mai vorbim în continuare, despre destinul omului Alexe, Ion Alexe, dar și despre destinul șantierului, unde a lucrat până la pensie invitatul nostru, dar din câte știu, și dumneavoastră ați lucrat la șantierul naval. Eu știu, aș vrea să ne faceți o scurtă caracterizare ce a însemnat pentru șantier domnul Ion Alexe, dacă ați colaborat de-a lungul anilor și dacă sindicatul ăsta avea un rol important în producție, că șantierul într-adevăr a avut o perioadă foarte bună când producea vapor după vapor. Da, sigur, o salut pe domnul Alexe, Nea Ionică, cum îi spuneam, cum mi-a spus întotdeauna, ne-am cunoscut încă din 1972, când am venit ca tânăr stagiar, inginer în șantierul naval. Am lucrat împreună 10 ani de zile și chiar am colaborat foarte, foarte mult. A dat dovadă totdeauna, în primul rând, de prietenie. A fost un om și un meșter, cum îi spuneam toți în șantierul naval, foarte, foarte sever, dur, dar corect. Cam așa. Foarte mulți tineri au învățat meserie și pot spune și sunt și în momentul de față oameni care vorbesc cu mare plăcere și amintesc cu drag de zilele, de perioada când lucrat cu domnul Alex. Este un om deosebit. Domnule Sin, în 1997 s-au împlinit 100 de ani de la înființarea șantierului și tocmai bine că în anul următor a venit catastrofa și a încheiat existența intrând în faliment. Vă întreb și pe dumneavoastră, cum a fost posibil așa ceva? Eu n-aș spune că și-a încheiat existența, șantierul naval a fost, este și va rămâne în mintea giurgiuvenilor. Încă corect. Peste 100 de ani, dacă corect. Vom mai vorbi... Și între timp un investitor a preluat o parte naval. Din el. Chit da. Că el, într-adevăr, nu mai produce la capacitate sau aproape deloc nu mai produce, însă a rămas ca un simbol al Giurgiului. Este păcat că s-a întâmplat așa ceva, însă, din nefericire, nu este singurul obiectiv, singurul loc de unde oamenii au câștigat bine, unde s-au format ca oameni, a dispărut pe harta economică a țării și a județului nostru foarte multe alte întreprinderi. Nu știu, dacă considerați că e puțin forțat, nu trebuie să răspundeți. Ce le-ați transmite celor care, eu știu, și-au bătut joc de această întreprindere cunoscută atât în țară cât și peste hotare? Să-i urmărească toată viața imaginea bună a șantierului și ceea ce a însemnat șantierul pentru Giurgiu. Pentru că asta cred că le va face mai mult rău decât dacă iar desema cineva cu alte lucruri rele, urâte. Domnule Sin, să știți că până să intrăm în legătură telefonică cu dumneavoastră, domnul Alexe s-a lăudat că el v-a adus la șantierul naval, așa este? Nu. Am colaborat când, și dacă l-am ajutat foarte mult. A sărit imediat, deci nu e adevărat. Nu l-am adus eu, dar este vorba de a adus, dar este vorba că m-a ținut acolo. Și pot spune acum, dacă nu este permis, că am stat de mână cât am stat acolo. Ca doi adevărați prieteni. Deci, sigur, el era asta, prietenul mai bătrân. Am înțeles. Vă mulțumim pentru această intervenție telefonică, vă urăm multă sănătate și să sperăm că ne vom mai auzi, ne vom mai vedea. La revedere! Bună seara! Unde a rămas domnul Alexe? Hai că v-am prins. M-am prins la formarea de cadre. Șantierul naval a fost... O școală
a vieții, o școală pentru tineri, o școală din punct de vedere profesional și social, pentru că, v-am spus, au dat atâtea cadre pentru, pentru Giurgiu și așa cum spunea și domnul Sin, păcat că s-au desființat atâtea, domnule, întreprinderi, că aș putea să o spun cu mare regret. Hai, spuneți, mai le spuneți odată la Giurgiu care s-au desființat? Da, bineînțeles, s-a desființat șantierul naval Giurgiu, Igmugu, fabrica de zahăr, Dunăreana și, dacă, și combinatul chimic. Eu la vremea aia când mai sunt, mai sunt. Ați uitat de berea aia bună? Fabrica de bere. Ați uitat de conserve? Conserve, fabrica de conserve. Dar vreau să iau asta care avea o pondere mare în... Afară de combinatul chimic care ne distrugea. Da, ne distrugea. Bine că a venit bulgarii și ne-a, păi să, normal, ne-a salvat, că dacă ei nu vrea bulgarii, poate că la ora asta cine știe ce s-a întâmplat cu giurgiuvenii noștri. Mai dar păcat, nu? Păcat de asemenea întreprinderi. Dacă mi-aduc aminte, ca copil, învățam la geografie 3 fabrici de zahăr. Giurgiu, Roman și Sascut. Stați-l, stați așa. Aveam o întrebare pe undeva, dar o am în cap. Nu mai trebuie să o caut. De ce până la urmă s-a distrus fabrica de zahăr de la Giurgiu și nu cea de la Roman, cea de la Sascut sau de la Bod? Mi-ar pare rău să definesc pe cineva, dar cineva nu a vrut să mai funcționeze această fabrică. Păi fabrica a fost făcută de belgieni prin 1800. Până la 1900. Până la înainte de șantierul naval. Da. Tot belgienii au făcut, ați văzut că au blocurile avut alea, blocurile alea, au prevăzut și locuințele pentru toate, toți muncitorii. Și erau toți oamenii înapoiați, nu? Oamenii. Eu am colaborat foarte mult cu fabrica de zahăr. Bun. Ca maestru, ca relații de omenie. O să vorbim și de fabrica de zahăr, dacă vom găsi oameni care... Dar avem multe de spus despre șantierul naval. Bun, despre șantierul naval. Domnul Alexe, mă uit la ceasul, de-aia tot mă grăbesc. Vine momentul 89 decembrie. Simțise ceva așa în perioada aia? Dar până să intrăm să vedem ce s-a întâmplat atunci, că sunt multe lucruri interesante, da. Și atunci să mai ascultăm pe cineva la telefon. Domnul Vasile Cristoiu este în telefon. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră! Ne face plăcere să vă auzim, domnule capitan. Am cu mine în emisiune, nu vă uitați, nu? Sau aveți, vă uitați la emisiunea noastră? Vă uitați. Sunt cu un tânăr de la șantierul naval Giurgiu, domnul Ion Alexe. Nu l-ați cunoscut după voce? Pe domnul Cristoi? Capitanul? Nu după Titanic, după Giurgiu, după remorcherul Giurgiu. Dacă îi spun Giuri, e imediat. Giuri, tu ești Giuri. Giuri, e Giuri, prietenul meu. Da, bună seara încă o dată. Degeaba am ținut să intervin. Nu vreau să-l corectez pe domnul Alexe vis-a-vis că fabrica de zahăr. V-am scăpat, nu m-ați corectat pe mine. Înaintea șantierul naval. Șantierul naval datează din 1897. A funcționat ca atelier de reparații în ave în canalul plantelor. După aceea, după construirea bazinului 1904, s-a construit halele și cala din actuala locație. Altceva am vrut, i-a spus o întrebare, care a fost cel mai bun director? Atâta timp cât a funcționat directorul, tot directorul a fost bun. A făcut nave pentru produsul intratirului, erau vapoare împingătoare, remorchiere, pasagere, chiar și la export, au început în 1960 și ceva, făceau niște bacuri pentru Republica Arabă Unită, nu? Sau pentru Egipt, nu mai știu exact. Așa, după aceea remorchiere de 500 de cai, remorchiere de 800 de cai, pasagere, toate Delta, Galați, toate pasagerele erau construite, care l-au locuit la navele vechi cu aburi, construite la Giurgiu. Au urmat o epocă mai modernă cu utilarea vaporilor prin împingere. Tot absolut toate construcția, utilarea asta s-a făcut în șantierul. Peste, zic eu, peste 150 de nave au ieșit în acest șantier. Și de aceea trebuie să rămână o emblemă, o mândrie a orașului Giurgiu. Așadar, ca să vă completez,
șantierul naval Giurgiu a dispărut într-un fel, fiindcă investitorul care a pus pe picioare și Piardo a luat o parte din vechiul șantier și merge bine, dacă nu foarte bine. Da, am așa. Fost invitat. Iurie, te pup, termina Iurie, da? Nu, 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 continuați dacă... Am fost invitat acum o lună și ceva de zile. Eu am fost promotorul slujirilor pe poziție la toate navele, la linia axială și guvernare, Iurie. Mai pe scurt. Și am fost invitat să văd o slujire pe poziție. Am rămas impresionat. Eu am fost cel care... Vorbiți de Cipier. Am văzut o navă, așa da? Cum spune, extraordinar de frumoasă și cu un proiect, cu o realizare, ceea ce m-a lăsat foarte impresionat. Vom vorbi cu altă ocazie. Există hala de construcție. Dacă restul șantierului arată aproape deplorabil când mă gândesc la hala de echipamente, hala de construcții, datorită unui inginer, Mirea, un, zic, un bun meseriaș, dar un om gospodar extraordinar. Bun. Vreau să vă spun, domnule Cristoiu, șantierul naval Giurgiu a dispărut într-un fel, dar colindă navele care au fost construite aici pe fluviile europene și pe mările lumii. Am greșit cu ceva? De la noi? Dacă șantierul a dispărut, dacă istoria lui nu poate să dispare. Corect. Și cine nu-și cunoaște istoria, nu are șanse să meargă mai înainte prea mult. Ca președinte de comisie, ai luat vreun vapor în primire? Vis-a-vis de nave, vis-a-vis de activitatea dânsului, ca sponsor al echipei de rugby, dacă își amintește ceva de echipa de rugby. Nu vă finanțam eu și pe voi și pe fotbaliști? Da. Dacă ca președinte de comisie, ai luat vreun vapor în primire de la șantier? Nu. Nu? Știu că erau, la livrare erau echipaje și președinți de comisii, comisii care participau la luarea primirea navelor. Dar erai prezent mereu pe terenul de sport. Am fost. Mi-a plăcut Giurgiu și mi-a plăcut și îmi place și acum. Dumneavoastră să vă pregătiți, domnule capitan, de o nouă întâlnire la TV Giurgiu. Vreau să vă mai spun ceva. Vis-a-vis de șantierul, ce m-a impresionat. Eu, prima navă care am luat-o din șantier, a fost un remorcher de 500 de cai. După aceea urma de 800 de cai, de 1600 de cai. Și așa mai departe. Și un pasager l-am preluat, navă construcție nouă, în probe, mă rog. Ce m-a impresionat eu mai mult în șantier, veneam dimineața la șantier, mă rog, la prima oră, la care veneau și muncitorii în șantier, și îl întâlneam pe domnul director Iancu, mergând pe jos, din oraș la șantier, venea pe jos, nu venea cu mașină, deci el avea șofer, era director, încă o dovadă că era extraordinar de apropiat de oameni. Da, toată lumea spune acest lucru, are cu ce să mândrească domnul Alexe. Domnule capitan, mulțumim mult pentru telefon. Și ați reținut ce v-am spus. Ce o spus, mă, Giurgiu, te pup, sănătate. Bună seara. Bine, la revedere. Domnule Alexe, întrebarea de bără și unde a rămas? Stai că ești mai blocat. Bun, vă deblochez acum, imediat. Vine 1989 decembrie. Da, așa mă. Când ați început și... Dumneavoastră erați acolo zi de zi. Trebuie să fi simțit așa că această poșmelie se duce. Atât fiul meu cât și ginerii meu erau la vremea, la începerea activității, la începerea carierei de militari ofițeri. Și când am auzit din 20, când a început să se precipite treburile, eram în București la fiul meu și am venit la Giurgiu, eram îngrijorat, să știau ei unde îi repartizase pe amândoi. Și la un moment dat vine la vremea primul secretar și ne cheamă la o mică întâlnire directorul, secretarul de partid și eu. Și în urma ce se întâmplase la Timișoara, noi urma să facem un meeting, să ne întâlnim cu salariații noștri. Tot discutând așa, la un moment dat se comunică prin radio, s-a împușcat Milea. Și atunci toată lumea a intrat în alertă și am fugit la acest meeting și, bineînțeles,
oamenii erau toți vorba, într-o stare agitată, extraordinar, și noi ne blocasem, nu mai știam încotro și cum să acționăm. Și am ieșit ușor, ușor am ieșit, după asta s-au format servicii de-astea de pază, pe urmă se duceau tratative cu oamenii să-i scoatem din starea asta, deci am trecut prin acest eveniment destul de emoționat și destul de... Opriți-vă aici și o să reluăm, era adevărat că s-au sudat porțile, s-au legat porțile, vorbim pe urmă. Vorbim fiindcă avem pe cineva în telefon și nu e cazul să îl ținem în telefon pe invitatul nostru telefonic. Este vorba de, mă anunță colegii, domnul Cristian Căciulan. Bună seara! Bună seara! Domnule Cristian Căciulan, mi-am notat aici, ați fost președinte al sindicatului în perioada de tristă amintire când șantierul naval Giurgiu a sucombat, dacă putem spune așa. Nu chiar așa. Spuneți cu dumneavoastră. Am fost pus de oameni imediat după Revoluție atunci ca lider de sindicat și am fost lider cu un an înainte de a sucomba șantierul. Deci asta însemna în 97, văzând situația care s-a creat, mi-am dat demisia și de la funcție și am plecat și din șantier. Deci ați fost radical, înseamnă că ați dedus că multe lucruri... Din cauza unor probleme economice... Asta vreau oameni... să vă întreb, domnul Căciulan, după părerea dumneavoastră, care au fost cauzele care au dus la dezastrul acestei întreprinderi? Eu am urmărit discuția dumneavoastră cu domnul Alexe, și vreau să-l salut cu această ocazie. Ce s-a întâmplat? Cum ați precizat mai înainte, cum a precizat dânsul, șantierul a fost ridicat de oamenii care au lucrat alte zile în șantier. Tot de oameni a fost doborât. De niște oameni care și-au văzut interesele proprii, niște oameni care n-au avut dragoste de oraș și niște oameni veniți din alte părți, alte zări. Vreau să vă întreb, domnul Căciulan, dacă a fost bine ce s-a făcut atunci, adică se plimbau oamenii cu coșciuge și cruci pe străzile Giurgiului, întruchipând... Așa, în loc să stea în șantier acolo, să nu dea voie lichidatorilor să vină să facă praf șantierul. Ca acțiune, oamenii au recurs la orice ca să nu se închidă șantierul. Cred că a fost o acțiune bună, dar nu s-a ajuns la rezultatul scontat. Din cauza că erau cărțile aranjate și la minister și la bancă, peste tot ca să se distrugă. Cred că v-ați dat seama și dumneavoastră. Deci s-a jucat tare de tot. Eu acum eram... nu mai eram pe nicio parte a barecadei, eram deoparte. Și vă dați seama ce trăiam când vedeam ce se întâmplă cu șantier. Cât salariați mai avea șantierul în 1998? Mai țineți minte? În 1998... Când s-a ales pe asta? Avea la 1700 de salariați. Adică 1700 de familii. Da, care trăiau după urma șantierului. Corect. Când se lua banii la șantier, tot comerțul în oraș se revigora. Toată lumea își plătea datorii, își lua de mâncare, nu ca astăzi să ducă pe caiet. Vreau să vă mai întreb, avea comenzi șantierul atunci, în momentul ăla, în 98? Șantierul, dacă se dorea, avea comenzi să reziste ani de zile. Bineînțeles, cu o nouă organizare, cu... Hai ziceți pe aia dreaptă, cu o nouă conducere.
și conducere, bineînțeles, și că după părerea de acolo pleacă totul. Ce a dus la faliment? Întrebați-i dumneavoastră, domnul Alex. Chiar Cristi, vorba a fost în urma mea, eu am ieșit în 90. Care a fost motivul principal de a ajuns șantierul în faliment? Dacă zici că a avut comenzi. Nu, știți că s-a înființat zona liberă atunci și trebuia să preia terenul șantierului? Singura întreprindere din oraș care avea titlul de proprietate pe teren era șantierul Naval Giurgiu. Și nu se putea face nimic până nu se lua terenul ăla. Oare a influențat? În a influențat în vreo măsură oarecare? Domnul Alex. Cristi. Și atunci în statul român nu se mai făceau expropieri. Dacă ați înțeles. Da. A influențat într-o oarecare măsură zona liberă? Pe telefon. Cum? Nu putem să spunem mai multe pe telefon. E bineînțeles că... Da. Păi, de ce? A rămas tot ca pe timpul rochiul și timpanul? Nu, da. Nu, puteți să spuneți. Nu, dar știți, unul te aplaudă, altul te înjură și nu are rost să ne mai facem dușmane acum. Și tocmai vreau să vă întreb dacă totuși a avut un rol în dispariția șantierului Petre Roman, care s-a supărat pe conducerea de atunci când a venit într-o vizită și nu i s-a permis intrarea în șantier. Nu pot să merg cu supozițiile până acolo, că nu cunosc. Doar să știți ceva, domnul Alexe? Nu știu, plecasem din, din șantier, plecasem la... nu mai știu. Nu mai știți. O să aduc altă dată pe cineva care... care știa. Știe, corect. Până nu avem probe. Mai devreme l-am ascultat pe prietenul Giuri. Da. Colegul meu de echipă la Ruibi. Da. Așa este. Și a fost la Ruibi, a fost și dumneavoastră la Ruibi? A, pe ești copil, înseamnă. Crezi că numai pe Valea Giurgiță s-a făcut sport? Nu, că eu nu pot să vă văd. Măcar la față, că știți cum e. Am. Așa l-a trebuit. Vă recunoști, mai știi ce n-ai văzut. Cu atât mai mult, deci dacă vă văd, nici nu trebuia să-mi spuneți. Eu de-aia, dacă nu vă văd... Ne cunoaștem de mici. Deci după Valea Gheorghiță ne cunoaștem, ați dat cel mai mare secret în vileag. Da. Cristi, aș vrea să te întreb dacă știi ceva despre acțiunile depuse de noi la șantierul naval. Păi, acțiunile la toți salariații ai șantierului. Da, acțiunile ușor mai am până acum, șanțiorile mai am. Era la un moment dat în București o firmă care le lua, dar nu mai aveau decât câțiva lei și trebuia să te duci pe la București să le vinzi. Am rămas cu niște șerpii în casă, amintiri frumoase. Așa sunt și ale mele. S-a băgat la tot neamul și la copii și la toată lumea. Dar asta vreau să știu, dacă în urmă, după ce am plecat eu, s-a făcut vreo evaluare a lor? Nu s-a mai făcut nimic. Nu. Da, asta te-am întrebat. Da. Și sunt mulți oameni care au rămas cu ele și a fost păcat de banii care s-au dat. Și totuși forțez nota puțin, domnul Căciula, ales că ne cunoaștem. Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă puteți să spuneți că vorba aia s-au dus atâția ani, dumneavoastră, pe cine considerați vinovat de falimentul șantierului naval? V-am spus. A fost ridicat de oameni și s-a plântit de către oameni. Normal de oameni, că asta era, oameni lucrau în el. Credeam că mai restrângeam puțin... Să caut vinovați. Păi așa și-au făcut treaba mulți, necăutându-i cine trebuia. Da, au rămas cu ce au... Vă spun o treabă, am fost atunci când era să scosesc la vânzare toate obiectele ce erau în șantier pe acolo, să caut un calculator. Zic, mă, știu că avea, nu știu, calculatoare, zic, poate găsesc și unul pentru... copii care erau la școală, tot aveam nevoie de un card. Bani n-aveam să iau unul nou. Și am intrat chiar în sala de la conducere, acolo. Ion știe unde era. Și era lume mult adunată să cumpere cu banii jos piese și utilaje și ce mai era.
Și când am văzut când au scos niște băieți mai închiși la culoare, teancurile de dolari, și le-au fluturat pe în față că ei au venit să cumpere și era grămada de scule de la sculăria centrală. Era economie de piață de acum. Aruncate toate și venise să le ia la totan așa cu grămada. Zic, bă, n-are rost să mai stau eu să iau un caut, un calculator. Am plecat cu o strângere de inimă și la revedere. Cristi, la mine în hală erau cel puțin 200-300 de utilaje și utilaje din import, germane, China, Franța, Ceoslovacia, s-au vândut toate. Ce s-au făcut, mă, cu banii? N-au, cine i-a folosit în favoarea cu ei? Mi-aduc aminte că... Domne, dacă știți, după ce s-a schimbat conducerea, au plecat cei vinovați, să zicem așa, a venit un director, un mărunțel, nici nu mai știu cum. Îl știu pe ăla cu chelie, ăla de la Navrom. Și cu pantalonii mai scurte, așa, așa că era mereu, mai scurt și mereu mai în creștere. Adică nevinovat. Da. Da, și... Cred că ei au făcut împreună cu ăsta care a murit, care a fost... Bine, erau judecători, sindici, da, sigur, executori, da. Domnule Căciulan, oricum înțeleg că ați rămas cu mare regret că nu mai există acest șantier. Fiecare salariat care a fost acolo, eu am avut 30 de ani de activitate în șantierul naval. Da, vreau să spun, și el a fost ca și mine, ca copil venit în șantier. Da, n-am mai... Împreună. Deci după, de la școala tehnică, direct în șantier... Da. Și cum era obiceiul atunci să nu pleci la altă întreprindere, într-adevăr, să câștigau banii în șantier, dar se câștigau greu, să știți. Am înțeles, era muncă. Muncă, era muncă serioasă acolo la, muncă, da. La construi nave. Domnul Alexe nu v-a supărat niciodată cât ați lucrat cu dânsul la șantier. Să știți că activitățile noastre nu prea s-au interferat. Dânsul era șef de secție la strungărie, la prelucrări. Eu eram în partea de proiectare când am venit sus la proiectare. Am fost și pe la CDV și pe urmă am preluat o parte din activități de la echipamente navale. Asta unde cântă cucuvelii. Eu nu acum. O ultimă întrebare? L-am respectat extraordinar de mult, cu un caracter deosebit de om și un om cinstit care și-a văzut de treabă ca și mine, ca și mulți alții din șantier. Păi de-aia venisem acolo, Ana Ioane, să ne facem treaba, să învățăm cât ceva, să și-am avem avut ce, familie. Și-am avut ce învăța Cristi. Am avut ce. Toată lumea a avut ce învăța din șantier. Am avut, domne, că era... respect ăla de față de omul mai în vârstă, față de meseriaș. Bun, intrăm în alte probleme care ne mai ia încă o oră jumate, două, așa că o să vorbim cu altă ocazie, domnul Căciulan, fiindcă văd că aveți o marjă mai mare așa de discuție și nu ne vom plictisi niciodată, că ați atins un punct de vedere acum foarte interesant. Dar nu continuăm, fiindcă nu mai avem nici timp, poate cu altă ocazie. Oricum, vă mulțumim pentru participare la emisiune și vă dorim multă sănătate. Și dumneavoastră la fel și emisiuni cât mai plăcute. Vă mulțumim. Post nou. Da, este un post nou și să vă uitați la TV Giurgiu de acum încolo. Bine. Bună seara. Sănătate. Domnul Alexe, am depășit... Da, pentru dumneavoastră, ce nu face TV Giurgiu? Ce nu face TV? Vreau să spun ceva. Ce să mai spuneți? Să vă întreb eu ceva. Ziceți. Fiindcă domnul Căciulan e la televizor și ne aude și dânsul. Câți giurgiuveni cunosc, domnule Alexe, faptul că fosta casă de cultură a orașului, actualul teatru Tudor Vianu, a fost construită din salariile angajaților de la șantierul naval? Lăsați-mă să termin. Da. Așa... Ați realizat ce am spus, da? Da. Spuneți-mi ce e adevărat și ce nu e adevărat. Este foarte adevărat că am parcurs etapa aia și eu. Și nu numai asta, și policlinica. Și pentru policlinică s-au dat bani de la șantierul naval. Și ne lua pe lună câte 60 de lei
la păi fiecare. Nu, da, eu am greșit când am spus din salarii, nu, că au dat salarii. Nu se lua, se ca lua o rată așa. Ca o rată, nu știu câte luni, nu mai țin minte, dar s-a plătit. Dar au participat, au participat salariații și agentului naval, începând de la cel mai mic până la cel mai mare. Deci, vedeți încă o dată ce a însemnat șantierul naval pentru deci Giurgiu. Fiecare ar trebui și să oamenii duc, de la șantierul fiecare naval. Fiecare din șantierul naval să ducă să ia câte o bucățică sau o cărămidă de la teatru, de la Valac și de la Polichin. Păi nu, că îl dărâm atunci. Dar așa ar trebui. O să încheiem emisiunea. Am aflat între timp că avem un prieten comun. Îl ghiciți? Hai că vă spun. Nu ziceți. Da, să vedem dacă știți. Adică eu spun un nume, da, să vedem dacă îl cunoașteți. Eu cred că nu, că îl cunoașteți. Se numește Florian Nicolae. Da. Pe domnul Florian Nicolae îl cunosc de la când avea dumnealui vreo 17-16 ani. Vă întâlneați pe centru la... A fost coleg cu feciorul meu și domnul Florian Nicolae mă respectă și respectă extraordinar și cu cât am putut să-l ajut și când am avut ocazie și îl ajut în continuare. A venit la mine în casă de zeci de ori, fiind coleg de liceu cu fiimă. Deci am nimerit. Ați nimerit foarte bine. Avem un prieten comun, da. Și vă mulțumesc. Cum stați cu urmașii? Am zis că aveți doi copii. Avem doi, am doi copii și cinci nepoți. Adică mari. Mari, dacă unul e pensionar deja. Extraordinar. Amândoi, fiul a fost cadru militar și e pensionar. Ginerul meu este tot cadru militar și încă n-a ieșit, este colonel plin. Am cinci nepoți. Unul a terminat facultatea, unul este în anul 4, două fetițe gemene la liceu în clasa 11-a. Două păpuși. Și mai are la fiimă pe Șerban un băiat frumos, deștept, are să vă trăiască, să vă trăiască toți. Toți, că am înțeles, cinci nepoți, nu? Cinci nepoți. Ultima întrebare. Aveți vreo idee așa, acum cât am stat noi, măcar ora asta, vreo soluție ca să o dați pentru cei care ne conduc ca poporul ăsta să-și revină la normal? Singura soluție care aș da-o, aș recomanda celor care conduc la diferite să facă tot ce este posibil, să aducă investitori, să creeze locuri de muncă, pentru, în special pentru tineretul ăsta. Pentru că termină niște școli și te uiți la ei, dai o parte dintre ei săracele nevinovați cad în plasa unor anturaje de-astea neplăcute și din nu găsesc locuri de muncă, domnul. Asta aș vrea să, și aș vrea să spun ceva. Ia, o secundă, că mai e cineva, cred eu, care tot așa vă cunoaște, ia să vedem. Bună seara! Bună seara! Da, vă ascultăm! Bună seara, Mihai! Bună seara telespectatorilor care se uită la emisiunea ta, giurgiuvenilor care se uită la emisiunea ta. Și să o prezint, sunt Ionel Dundăreanu și cred că n-a Ion Alex, așa cum îi place mie să zic, mă cunoaște. Vreau să vă salut și să folosesc aici o expresie desuzitată în ședințele Consiliului Local de mai demult, în care se spunea, n-a Ioane, îți mulțumesc că ai existat. Vreau să spun că n-a Ion Alex se potrivește ca o mănușă la genericul pe care îl afișez la emisiunea ta Oameni și Destine, pentru că în prezența și activitatea dânsului la șantierul naval a marcat pozitiv existența foarte mulți giurgiuveni. Da. Vreau să spun că și mie mi-a marcat într-un fel viața, sub aspectul că în 1989, în martie, dacă se aduce bine aminte, am venit cu echipa de la Dunăre, echipa de fotbal, și ne-a primit la șantierul naval cu brațele deschise. Și nu numai atât, m-a și numit președintele sau m-a rămas în funcție de președinte al clubului Dunărea Giurgiu. Deci cu asemenea oameni tot să faci treabă pe meleagurile noastre. Îți mulțumesc, Dixane, și rămân același om pentru toate problemele cu care voi fi solicitat și de cu cea mai mare plăcere de acum încolo. Și noi mulțumim pentru telefon. Da, și vreau să spun, apropo de locuri de muncă, dacă se zicea că a lăsat o industrie bolnavă
asta care nu mai este, că din cauza asta nu sunt locuri de muncă, din cauza asta, știu eu, păi făceam, aveam o industrie, eu vă spun că am vizitat toate șantierele. Vă scurt că am uitat gata. Să spun, șantierul naval are o instalație de ridicat nave pe orizontal. Nu mai contează, domnul Alexe. Contează că este nu sunt locuri de muncă în orașul Giurgiu. Locuri de muncă asta în oraș contează. Și să se facă tot posibilul și de primar și de actualii parlamentari și toate forurile astea conducătoare să găsească, să ajutăm tineretul, domnule. Termină școli, să chinuie părinții să, și te trezești cu el că nu are ce să facă, domnule, să păpătătură și îi plângi de milă, domnule. Vreau să vă mai întreb, dar nu mai avem timp, cu altă ocazie. Știți că Giurgiu a fost și el mutilat pe timpuri. A zburat farfuria, s-a mutilat, centrul istoric a fost dărâmat, clădiri importante, frumoase, ca arhitectură au zburat, dar nu mai avem timp, regretați, înțeleg. Regret dar că s-a stricat aceea arhitectură a orașului, centru, când se putea face blocuri de jur împrejur cu viaducte din trasa prin care să poată trece. Mi-a părut bine, domnule Alexe, și mie vă doresc multă sănătate. Și cu tot respectul, și dacă mai am ocazie să vă ajut și fac tot ce e posibil, ca să pot să particip la anii ăștia. Aș educa, aș forma niște tineri, dar nu ai unde. Spre exemplu, meseria mea a dispărut după firmament. Cine mai vorbește despre alte vremuri, alte democrații. Mulțumim pentru participare, domnul Alexe, vă doresc sănătate multă și dumneavoastră. Vă și mai la chemăm la TV colectiv. Giurgiu. Sper că n-am plictisit în această seară telespectatorii noștri. Vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere!